anterioare. Stai, eventual vrei să-ți dau la mine că eu pot să stai cu domn primar. Deja se bagă mâna aici. Ține mâna aici, Silviu. Să fii cu noroc și un drum circulabil pentru toată lumea. Doamne ajută! Doamne ajută, da. Vedeți, dar ce far fi când ai dat? Nu taie, e? Să facem un pic programul. Bună ziua! Pentru toți cei v-am găsit. Totodată vă mulțumim pentru faptul că ați venit în număr atât de mare, cu mic, cu mare, cu mașini. E cam timpurile cele frumoase, vara. Alături de mine se află domnul prefect al județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel, domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, domnul director de la Filarmonica, parcă zic bine, nu? Al județului Bacău, consilierul județean Vasile Budacă, consiliul local al primăriei Dofteana, funcționarii primăriei Dofteana și dumneavoastră, toți cei care sunteți din satul Seaca, beneficiarii acestei lucrări și beneficiarii lucrărilor care s-au făcut în satul Seaca. Dar eu am să vorbesc la sfârșit și prefer să-i dau cuvântul care doriți dintre dumneavoastră. Dați domnului prefect. Domnului prefect, care este și reprezentantul guvernului în teritoriu, poate să ne spună câteva cuvinte cu privire la acest proiect, deoarece dumnealui, împreună cu președintele Consiliului Județean și domnul europarlamentar Dragoș Benea, au fost de când am băgat prima dată buldozerul în pământ aici. Vă rog. Mulțumesc, domnule primar Bujor, pentru călduroasa invitație la inaugurarea drumului de astăzi. Fac mențiunea că meritul aparține într-o proporție covârșitoare, dacă nu în exclusivitate, domnului președinte al Consiliului Județean și domnului primar Bujor, pentru că amândoi sunt artizanii unui contract de asociere care a făcut posibil acest drum. Un drum pe care în urmă cu nu cu mult timp era la stadiu de pământ și astăzi, uitați-l, e un obiectiv de investiții făcut după toate standardele la zi. Nu fac decât observația că acest peisaj absolut mirific pe care îl vedem în jurul nostru cred că va fi foarte bine pus în valoare de acest drum și dacă vreți oportunitățile de investiții în dezvoltare chiar turistică a acestei zone, eu cred că vor crește considerabil mulțumită aceste investiții de infrastructură. Nu rămâne decât să-i felicit pe amândoi, domnule președinte Ivancea, domnule primar Bujor, felicitări pentru această investiție și e dovada că acolo unde există bună credință și știință administrativă, oamenii lasă în urmă lucruri palpabile, durabile și care sigur că da, contribuie indiscutabil la dezvoltarea comunității locale. Așa știe să facă treabă echipa social-democrată de la Bacău, președintele Consiliului Județean, domnul primar Bujor și echipa condusă de domnul europarlamentar Dragoș Benea. Felicitări tuturor și să vă bucurați de acest drum care realmente pune în valoare acest peisaj. Domnule primar, domnule prefect, domnilor consilieri județeni, stimați cetățeni ai comunei Dofteana, astăzi e o zi deosebită, nu doar ca și frumusețe, e o zi de toamnă extraordinară, dar e și ziua
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izbăvătorul de mir. Ca atare, aș începe prin a felicita, a le ura la mulți ani tuturor celor care au astăzi au numele de Dimitrie, Dumitru, să vă doresc tot ce este mai bun. Referitor la această investiție, noi am fost de când a intrat prima cupă, am fost aici în zonă, a fost la inițiativa domnului primar Bujor. Dacă stau bine și mă gândesc, acum 3 ani de zile, cred că o parte din, mi-am pus o parte din suflet în Dofteana, am și spus-o de nenumărate ori pe scenă, de câte ori am avut ocazia și de câte ori am fost invitat de domnul primar, niciodată nu am spus nu aceste invitații, pentru că m-am simțit legat de acest loc, m-am simțit legat de acest om și m-am simțit legat și de faptul că știe să pună înainte interesele noastre, știe să le armonizeze, știe să fie un foarte bun administrator, un gospodar în adevăratul sens al cuvântului și tocmai de aia, acolo unde vezi că se întâmplă lucruri, nu ai cum să refuzi. Mă bucur să văd astăzi o lucrare finalizată, cred că înainte de termen. Mă bucur să văd astăzi o lucrare care ne leagă pe toți. Leagă un drum național de un drum județean. E o lucrare de interes județean și o lucrare care pune în valoare, într-adevăr, așa cum bine spunea domnul prefect, această zonă atât de frumoasă. Și ce zi mai potrivită să fie inaugurarea decât ziua de azi de sărbătoare și care ne-a și binecuvântat cu un soare arzător, plăcut și care și face să arate cât de bine este realizată această lucrare, nu foarte simplu de realizat. Felicitări constructorului, felicitări constructorului, a terminat în timp util, a terminat în calitate, se vede. Am fost la nenumărate lucrări și știu cum poate apărea o lucrare care nu este în regulă, dar aici chiar este de lăudat. Consiliul Județean își manifestă în continuare, mă refer și prin voința consilierilor județeni care sunt aici de față, sprijinul către comunitatea noastră, o comunitate extrem de frumoasă, extrem de inimoasă și cu mari tradiții pe care noi dorim să le promovăm, să le păstrăm și să rămânem în inima dumneavoastră așa cum suntem noi cu adevărat. Cei care facem treabă, echipa PSD care face treabă. Vă mulțumesc, domnule primar, și mulțumesc. Acum vă aparține microfonul de azi. Da, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnilor consilieri județean, preacucernice părinte, în calitate de primar, împreună cu Consiliul Local, împreună cu Dăduț Bertalan, care el este consilier aici în zona dumneavoastră și nu de acum, odată cu mine în anul 2008, pe data de 24 iunie, am fost validați atât dumnealor consilier și eu în funcție de primar, dar nu altfel decât cu votul dumneavoastră. Am ajuns aici. Niciodată, nici într-o campanie electorală, nu v-am promis că voi face drumul ăsta, dar în gând îl aveam și în momentul în care am simțit că am pe cineva în spatele meu la Consiliul Județean, am spus da, acum este momentul. Am stabilit cu Dăduț aceste lucruri, m-am prezentat la președintele Consiliului Județean cu un studiu de fezabilitate, cu un plan practic făcut, un desen așa pe hârtie, cam pe unde ar veni acest drum. Lucru pe care îl vedeți și dumneavoastră, chiar dacă am mai deranjat pe aici, pe acolo, că oamenii acum când au văzut asfaltul, au spus, domnule, cam pe aici era hotară sau altceva, dar noi am făcut un cadastru prima dată, după care am executat studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, licitația și apoi am început cu execuția. Valoarea acestui proiect este o valoare destul de importantă, care este de 2 milioane de euro, sume de bani care au fost achitate, deci până astăzi. Ultima factură se achită astăzi, mâine, da? Așa? Și deci s-a încheiat și plata către constructor, ocazie cu care pot să-i aduc cuvinte numai de mulțumire celor care au lucrat aici, muncitorilor,
reprezentantului societății comerciale, domnul Sebastian Georgescu, care are fiul dumnealui, este aici și este reprezentant. Și din totdeauna i-am spus, pentru că acești oameni mă cunosc de foarte mulți ani, i-am spus, vă caracterizează calitatea și omenia. Deci în aceste condiții, cuvântul unui om când este dat, a fost și respectat. Chiar dacă au fost și alte probleme. Mă refer la acest constructor numit SC Capital Invest SRL, pentru că tot ei au executat și lucrarea în satul Seaca, toate ulițele asfaltate, cu mici excepții care sunt, care ele au fost inundate în anul 2019 și noi din anul 2019 până astăzi, 18-19, pardon, până astăzi, de-abia am reușit ca să le facem cu finanțarea prin Compania Națională de Investiții. Finanțare, ceea ce vă spun că atât în Cucuieț cât Larga, Bogata și Seaca, îmi amintesc în anul 2016 când în campania electorală la prezidențiale la Căminul Cultural Bogata, cei care ați fost acolo, am spus pentru prima dată, vom asfalta satul Seaca în unanimitate, momentul în care a venit candidatul PSD la funcția de președinte al României acolo. Eu pe scenă am anunțat, există și filmare și uitați, s-a finalizat lucrarea după 4 sau 5 ani de zile. Datorită situațiilor ample și multe în România, i-a venit rândul și satul Seaca arată așa cum îl vedeți. Dar vă rog să vă amintiți ceea ce spuneam eu în anul 2008, când am venit pentru prima dată la dumneavoastră în Sfânta Biserică, când am venit în Căminul Cultural și am spus așa, mai avem multe de făcut și voi lăsa faptele să vorbească. Lucru cu care și astăzi același lucru vă spun, că mai avem multe de făcut. Dar pentru satul Seaca, ceea ce s-a putut cu apa și încă mai sunt mari probleme, cu capela de la biserică, cu reabilitarea de la biserică, cu sprijinul financiar și material în fiecare an, atât cât i s-a permis bugetul, am ajutat toate bisericile, indiferent de confesiune, indiferent că este ortodox, catolic sau penticostal, la noi în localitate. Am făcut tot ceea ce am putut, dar fără că să am sprijinul echipei PSD Bacău, nu am putut să fac nimic. Știți că am fost și la o altă formațiune politică care n-am mișcat prea multe. Dar când m-am alăturat acestei echipe, rezultatele se văd. Rezultatele se văd că am asfaltat acum pe Valea Câmpului Larga și multe zone ale satului. O parte dintre dumneavoastră sunteți aici din satul Hăgheac și Ștefan Vodă. Acolo unde așteptăm de la o zi la alta să primească executantul lucrării, mă refer la canalizare, ordinul de începere a lucrărilor, iar contractul cu distribuția de gaze, sistem inteligent de înființare a gazelor naturale în Dofteana, este semnat contract cu o firmă din Germania și sper că în iarna anului 2024, cel târziu primăvara anului 2024, primele lucrări și când băgăm buldozerul, îl băgăm prima dată în Hăgheac, Ștefan Vodă, coborăm în jos cu canalizare, distribuție, gaze și totodată vă explic căci pe data de 3 noiembrie va fi ziua când se va deschide un nou ciclu de accesare a fondurilor europene în care noi suntem deja cu toată documentația făcută și pe 3 noiembrie vom fi primii cu numărul 1 care depunem această documentație ca în urma canalizării și în urma sistemului inteligent de gaze să venim cu asfalt. Într-una din zile, localitatea noastră va arăta cum nu arată multe localități în România. Asta pot să vă spun. Da. Oameni buni, astăzi am venit cu toți aici cu mare drag, însoțit de echipa care o vedeți. Lipsește cineva dintre noi și acel este europarlamentarul Dragoș Benea, care fără pixulețul dumnealui, fără inițiativa și fără sprijinul domnului europarlamentar Dragoș Benea, astăzi nu ar fi arătat Dofteana cum arată. Și bineînțeles, toți cei care sunt în factorii de conducere după Dragoș Benea sunt și mergem toți în același pas cu toții pentru a realiza lucruri bune. Să nu credeți că numai în Dofteana să fac lucruri bune, acolo unde există administrație PSD. Peste tot, peste tot. Eu vreau să vă mulțumesc în calitate de primar al localității Dofteana și în numele tuturor celor care sunt alături de mine, căci noi la conducere
lucrăm pentru cetățean și în interesul cetățeanului. Vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Ionela, vreau ăla. Unde este? Ionela Buc. Ionela, ați venit în număr atât de mare. Consilierul meu, Dăduț Birtalan, și ceilalți consilieri, dar Dăduț Birtalan a fost și este omul care de fiecare dată a fost și este alături de mine, de echipa PSD, a făcut tot ceea ce i-a stat în putință, cu bune și cu rele, ne-a sprijinit și a dat dovadă de om serios. Motiv pentru care nu pot să-i dau nimic decât să-i mulțumesc pentru sprijin, atât lui cât și celorlalți colegi din Consiliul Local, dar împreună cu echipa de la Unitatea Administrativ-Teritorială, aparatul de specialitate a primarului, am făcut un tablou cu toate străzile din Seaca, care sunt beneficiarii și acestui asfalt în mare măsură. Și aici scrie străzile modernizate din anul 2022-2023, pe care o vedeți aici. O vom, dacă va fi caz, o vom multiplica. Eu o să i-o dau lui Dăduț. Puteți să o vedeți oricare. Și la comanda lui Dăduț și a părintelui voi face și alte duplicate a celor care ne va solicita. Să rămână în istoria Comunei Dofteana, să rămână în istoria satului Seaca, pentru că în echipa pe care o vedem aici, plus Dragoș Benea, plus Consiliul Local, am reușit să facem ceea ce vedeți dumneavoastră. Dar totodată sunt mulți ca noi care arată am reușit să facem, dar în spatele lor se află poate multe credite financiare. Dofteana nu are niciun leuț datorie astăzi, chiar dacă trecem printr-o criză care o trecem noi și am trecut prin mai multe crize, aduceți-vă aminte, 2009 și alți ani, inclusiv acum. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, Dăduț vino și cu mare drag să vină. Acum vom da cuvântul părintelui paroh, care toată investiția se află în mâinile dumnealor. Spirituale. Sigur că da, spirituale. Iar dumneavoastră de aici încolo aveți cuvântul, părinte. Vă rog. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți. Dumnezeu îl rog să-i binecuvânteze pe cei care s-au implicat pentru acest proiect. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să facem o rugăciune de binecuvântare. Pentru că în felul acesta să-l simțim pe Dumnezeu călăuză pe drumul acesta, în mod deosebit, dar și pe toate drumurile vieților noastre. Am să-mi iau cartea de rugăciuni și... Vă rog. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume ca să-i adune împreună pe toți cei care erau risipiți. Așadar, ceea ce contribuie la unirea dintre oameni este conform planului lui Dumnezeu. Căci fie că îi despart munții, fie că îi separă apele sau îi îndepărtează distanțe prea mari, noile drumuri îi apropie pe oameni, micșorând distanțele. Să-L rugăm așadar pe bunul Dumnezeu ca El să-i binecuvânteze pe cei care l-au construit și totodată să binevoiască a-i ocroti cu ajutorul Său pe cei care se vor folosi de ele. Dumnezeule, Tu în niciun loc nu ești departe de cei care slujesc și ocrotești cu grija Ta părintească pe cei care se încred în Tine. Călăuzește și binevoiește-i să-i însoțești, mergându-le înainte și urmându-i, pe toți cei care vor trece pe acest drum pe care îl binecuvântăm acum, pentru că apărați prin ocrotirea Ta de orice rău, să-și poată împlini cele dorite și să ajungă cu bine în locurile hotărâte, prin Hristos, Domnul nostru. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea voi. Tatăl nostru, Și ne iertăm greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin.
Da. De ce te-am relaxat? Nu? Nu te-am dat? Da, vreau. Noi am spus tatăl nostru. Foarte bine. E o rugăciune comună. Da, du-ți. Mulțumesc. Vă spun sticlele astea, șampanie, să punem noi și spuneți la oameni. Doamna, 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 doamna,